Îmi spuneam că poate e un moft să îți montezi o automatizare în cadrul circuitului electric de la tine, de la cabană, de la casa de vacanță, de la, știu, dar nu e, nu e. Și ca să începem cu începutul, ce rol are o automatizare? O automatizare are ca principal rol separarea consumatorului de cele două surse de energie. Sursa din rețeaua națională și sursa generatorul. Da? Deci automatizarea practic primește tensiuni și de la una și de la alta și la ieșire o cuplează ori pe una, ori pe cealaltă. Da? Deci ori. Are rolul de a se asigura că niciodată cele două nu vor fi puse cap în cap, adică cu generatorul pornit, automatizarea se asigură de faptul că contactorul de rețea este off și nu poate fi on în niciun fel de condiții. Sunt tot felul de implementări electromecanice sau tehnice, mai bine zis. Sunt tot felul de implementări tehnice care împiedică aspectul ăsta în automatizare, implementate în automatizare, ca contacte auxiliare electrice sau mecanice care împiedică contactorul de rețea să cupleze cât timp este cuplat cel de generator și viceversa. Asta este un interblocaj mecanic, dar sunt și variante electrice care împiedică bobina unuia dintre cei doi contactori să fie alimentată cât timp bobina celuilalt este alimentată, prin urmare aclanșat. Deci dacă un contactor este aclanșat, bobina celuilalt nu se poate alimenta sub niciun fel de formă. Iar în momentul în care primul contactor, să zicem cel de rețea, se deschide, în același timp, printr-un contact auxiliar atașat fizic contactorului, se închide circuitul electric al alimentării bobinei celui de generator și în felul ăsta contactorul de generator poate să fie cuplat. Exact la fel se întâmplă și în cazul contactorului de generator. Este un contact auxiliar acolo care împiedică bobina contactorului de rețea să fie aclanșat, alimentat atâta timp cât contactorul de rețea este alimentat și aclanșat implicit. Deci se asigură că cele două generatoare de curent, să le zicem, sau surse de curent, mai bine zis, cele două surse de curent nu se vor întâlni niciodată. Și se mai asigură de faptul că consumatorul meu obligat primește energie ori din generator, ori din rețeaua națională. Practic mă asigură că nu rămân fără curent. Momentele de rămas fără curent sunt acele momente de cele mai multe ori minime, cam cât o fracțiune de secundă, cât contactorul cuplează de colo-colo. Sunt și variante de contactori, am vorbit mai devreme despre ele, care permit o trecere prin zero a acestui fapt. Această trecere prin zero poate fi, pentru că e alt tip constructiv, e un alt tip de contactor și este unul singur, nu sunt două blocuri de contactori. Această trecere prin zero este văzută exact ca, ce vorbeam mai devreme, să se asigure faptul că niciodată cele două generatoare de energie nu se vor încăleca unul pe altul și că odată ce e în poziția 1, nu are cum să fie în poziția 2 și viceversa. Deci este tot o măsură de securitate și această trecere prin zero la contactoarele de care vorbeam mai devreme din gama SYK2. Bun, următorul punct, cum se intercalează ele în circuit? Păi, ele se atașează pe zidul clădirii, undeva la o înălțime potrivită ca să poată fi observată și eventual întreținută dacă e nevoie de vreun reglaj pe parcursul funcționării, nevoie de vreun reglaj sau de vreo inspecție tehnică, știu eu, poate e nevoie să acționăm acolo, atunci ea se montează la o înălțime potrivită de 1,70-1,60 pentru a avea o înălțime potrivită și în această automatizare se intră cu trei perechi de fire, să zicem așa, cu trei perechi de conductori. Prima pereche în cazul monofazatelor, în cazul rețelelor monofazate, vom avea 6 fire
două de la intrarea din rețea, două de la intrarea din de la generator, sau două fire intră din rețea, două fire intră dinspre generator și două fire pleacă către contorul nostru, către rețeaua de consum, prin contor, eventual prin tablou de siguranțe. Nu, intră din automatizare, iese în contor, din contor în panoul de siguranțe și din panoul de siguranțe în restul de circuit, care nu e scopul să-l discutăm aici. Da? Deci, cum se conectează? El se conectează, automatizarea se conectează în felul următor. Rețeaua națională nu mai intră direct în contorul casei, ci intră în automatizare. Generatorul nu alimentează direct o priză sau un prelungitor, ci intră în automatizare. Și casa, clădirea, consumatorul în sine, intră tot în automatizare. Și acolo, prin contactori separați sau monobloc, automatizarea va avea grijă ca să alimenteze consumatorul de la unul sau celălalt furnizor de energie sau generatoare de energie. Deci așa se conectează automatizarea la intrare. Ne trebuie sau nu o automatizare? Aici e o discuție foarte interesantă. Dacă ne trebuie automatizare, eu aș valida răspunsul da. De ce? Și am să și argumentez. Pentru că, așa cum spuneam, automatizarea, și dacă e realizată într-o variantă destul de simplistă, doar cu relee de timp și cu relee de tensiune, sau cu panouri din astea inteligente care permit și comenzi de la distanță și comenzi din internet eventual, dar sau permit porniri, opriri ale generatorului pentru mentenanță, deci porniri, opriri programate, indiferent de ce soluție tehnică alegem la achiziția unei automatizări, aceasta ne asigură faptul că consumatorul, casa de vacanță, consumatorul este alimentat atât timp cât în rețea este o tensiune aflată între pragurile minim și maxim admis. Deci eu cred că asta este cel mai este motivul și alt motiv nu mai am nevoie. Este motivul numărul 1. Mă asigură că toată casa mea, toți consumatorii de la mine din casă sunt protejați de faptul că tensiunea, și dacă scade foarte mult și îmi pune în pericol eventuale dispozitive de prin casă care nu suportă o cădere foarte mare de tensiune sau o ridicare foarte mare de tensiune, așa, automatizarea ia imediat decizia de a decupla casa de la rețea, îmi pornește eventual generatorul și îmi cuplează consumatorii mei la generator, de unde îmi vine în mod evident o tensiune stabilizată, fără fluctuații, și sunt asigurat că în rețea, până avaria se rezolvă, nu am ce căuta acolo. Deci, măcar privită din punctul ăsta de vedere, ca măsură de protecție a întregii rețele din casă, și tot e un atu de vânzare, dacă vreți, sau de achiziție. În al doilea rând, faptul că îmi pornește generatorul în mod automat în cazul în care tensiunea din rețeaua națională oscilează între dincolo de acești parametri maxim și minim admisibili sau lipsește cu desăvârșire, îmi pornește generatorul și îmi comută mie consumatorul pe generator pentru a nu produce, știu eu, perturbații. Poate am acolo frigidere care trebuie să fie în permanență alimentate sau cu întreruperi de curent foarte mici. Poate am, știu eu, servere. Poate am, știu eu, la casa de vacanță, poate am alimentat acolo un sistem de camere de supraveghere pe care vreau să le văd în permanență și atunci n-am de ce să rămân fără tensiune de alimentare. Deci și dacă tensiunea de alimentare lipsește, generatorul va fi pornit și îmi va furniza energie astfel încât sistemele mele să funcționeze. Iar aspectul ăsta este îndeplinit de o automatizare. Prin urmare, cam astea au fost de zis în cadrul categoriei automatizări. Până data viitoare,
Toate bune!